Cetățenii municipiului Drobeta, Turnu Severin au la dispoziție puncte de prim ajutor pentru combaterea caniculei. Persoanele afectate de temperaturile ridicate din această perioadă se pot hidrata și se pot răcori în aceste centre. Necesitatea unor puncte de prim ajutor în perioada codurilor galben și portocaliu de caniculă este esențială. Primăria din Drobeta, Turnu Severin, a activat 11 astfel de centre pe raza municipiului. Cât de necesare sunt aceste puncte de prim ajutor pentru severineni? Punctele sunt foarte necesare atâta timp cât cetățenii municipiului pe perioada caniculară pot trece pe la aceste puncte și pot servi un pahar de apă rece. Încă din data de 29 iulie, odată cu atenționarea meteorologică cod galben de caniculă și disconfort termic, am luat decizia de a reactiva aceste puncte de prim ajutor. Avem în municipiu 11 puncte, toate sunt dotate cu aparate răcitori de apă, cu pahare de unică folosință și majoritatea locațiilor au și aer condiționat. Aceste puncte de prim ajutor vor fi deschise pe toată durata caniculei. Cetățenilor li se recomandă să evite expunerea la soare la orele amiezii și să consume cât mai multe lichide.